primul interviu pe proiectul pe care au avut lansarea, conferința de lansare astăzi, aplicat în Cheța, în care considerați că vor fi principale beneficii pentru comunitatea umană, în principal, acum nu vorbim de un proiect de infrastructură sau construcții, ci mai mult pe factorul uman, social, în Chețan și cum va afecta în bine comunitatea acestui. La început vreau să vă spun de ce am ales să facem acest proiect. Noi, în paralel, suntem cuprinși, adică am accesat tot prin GAL reabilitarea unei clădiri din satul Grinden, care urmează să fie un centru social. Una din condițiile ca să aplici acest program de proiect de incluziune era și să ai acest centru social. Noi acest centru social se pare că îl finalizăm până în toamnă, urmând ca activitatea prin acest proiect să se desfășoare acolo. Asta e ca de ce am ales acest proiect. Știu că este un proiect destul de greu, din discuțiile avute cu alți parteneri care au implementat aceste proiecte, dar am considerat, împreună cu echipa de la primărie, că prin acest proiect noi putem să ajutăm efectiv comunitatea, în special tinerii și în special cei defavorizați. Eu sper ca efectiv, după implementarea acestui proiect, e o ambiție de-a mea ca cel puțin 2-3 firme să se înființeze după acest proiect, pentru că posibilități sunt, tineri dornici sunt, trebuie să ne aplicăm asupra lor și să îi îndrumăm. De asemenea, sper ca oamenii defavorizați peste 65 de ani să aibă un strop de fericire, un strop de bunăstare prin aplicarea acestui proiect, în sensul că, având o componentă socială, se va ocupa cineva de ei. Chiar îngrijindu-i, chiar stând de vorbă cu ei. De asemenea, relațiile cred că se vor îmbunătăți între toate comunitățile. După cum știți, în comuna Chețan sunt maghiari, români, romi. Ați amintit dumneavoastră de tristele evenimente. Într-adevăr, imaginea s-a îmbunătățit, având în vedere investițiile care s-au făcut. Unele investiții în Hădăren s-au făcut chiar numai pentru comunitatea romă, dar beneficiază toată comunitatea. De aceea zic că și o componentă a relațiilor acestui proiect, sperăm la implementarea lui, încât să nu mai fie divergențele între etniile din comunitatea.